Bogdana s-a apucat aseară să-și facă bagajele, fiind convinsă că va părăsi competiția. Ce faci? Ce faci? Bine. Ce ai? Asta-i bagajul tău? Păi? Da, am făcut să fie făcut. În caz că plec, nu mai stau, că nu pot să-l mai fac mâine. Mamă, ce stare prostă. Bogdana, tu ce făceai pe ce? Tu ce faci? E nebună, își face bagajul. Mi-am strâns din astea, că nu mai știu. Ce ai, mă? Cum că nu se știe? Nu se știe. Ce zici, să fii optimistă? Nu pot. Și nu cred că pleci. Înseamnă că dacă e lumea a luat o razna. Dacă tu nu înțelegi că eu nu am nicio treabă aici. Tu? Da. Adică? Păi, eu sunt cea mai prost văzută în casa asta, dintre toate. Dacă fata aia spune cu gura ei că vrea să plece, să nu mai știe. Nu contează, tocmai că asta a făcut. A făcut intenționat. Cine zice că nu vrea să plece, ăla rămâne. Eu nu sunt ok, da. Nu că nu sunt ok, sunt terminat. Nu pot să mă gândesc altfel, pentru că sunt singura din casa asta care n-a primit absolut nimic. Nici eu. Păi, toată lumea a primit în fiecare zi. Da, mă, da. Degeaba primești cadouri și stai singură și plângi că nu ți-e vrea nimeni. Da, dar nu contează că oamenii asta le plăce. Da, oamenilor asta le place. Oamenilor, nu o să mai fim. Nu o să mai fie cazul. Să mai fim pe gustul nimănui. Nu mă interesează, pe mine chiar nu mă interesează chestia asta. Mă interesează decât ziua de mâine să fie, măcar mâine să fie ok. Dacă oamenii o apreciază atât de mult, să o asculte. Să-i asculte dorința că vrea să plece. Ascultă-mă că orice s-ar întâmpla, noi o să fim împreună, știi, nu? Ești conștientă. Frumoasă. Te iubesc. Și te iubesc. Mult. Eu nu pot să stau o săptămână fără tine aici. Ba da. Nu pot. Trebuie să stau cât e de stat. Nu, păi dacă faci așa o să faci mai rău. Și ce am de pierdut? O să iau toată vina asupra mea dacă faci asta. Ba da, serios. Mă super rău dacă faci ceva, Iurea, nu vreau. E mai ușor să faci față la chestia asta afară decât aici. Eu vreau să stai tu liniștit aici. Dacă te știu bine, stau. Sigur? Sigur. Dar vreau să dai vrăjeală. Ce vrăjeală? Nu știu, gen... Să pleci, să nu știu de tine nimic. Unde să plec? Nu vreau să te mai las de ce, nu niciodată vreau să mă pierzi lângă mine. Nici eu nu vreau. Și dacă se face, de exemplu, dacă se face mâine se elimină o fată, se face cursă la băieți. Dacă se făcea, era spus deja. Încă de săptămâna trecută era spus. La voi nu se face încă. Tu ai pe maică ta aici. Nu, îți dai seama. Și nu vreau să... Parcă am pe mama aici. Da, ce nu, dacă nu vreau ce să faci ceva. Mama cu mine, pat, ce? Nu contează, o ai aici, poți să vorbești cu ea. Când? În ce? Când se deschide. Nu, de mama mi-ar de mie când se deschide ușile. Nu, mă și gândeam, mă, se deschide frate ușile. Măcar astă seara. Îmi spusă doamna Simona, sunt 50% șanse să fie ultima seara noastră, am doi aici. Da. Probite încă nu e ultima noastră seară. În general. Cum să fie ultima seară? Nu, e asta vreau să spun. Îți promit. Jură-te. Mă jur. Cum? Eu nu știu cum te gândești tu asta. Nu știu, sunt mai pesimist. Am început să devin mai prăpăstios așa în viață în ultimul timp. Chiar te iubesc. Sigur. Dar Liviu voia să servească un pahar cu vin, lucru care stârnea o adevărată furtună. Mă duc să aduc vinul. Teroristule! Vreau și un bar de vin la pastelele. Poate n-aveți voie. Bă, lasă-mă cu cum să n-am voie. Nu cred că e voie. Nu ai voie, zici? Liviu! Eu zic să nu te trezești da. Vezi, de treaba ta. Nu, no, mai dă-le... Și că domne, că nu. Dar ce nu? Stai mă că mergem pe țară. Ce faci? Ce nu? Că nu există nu aici. Ce nu? Ce ai? Domne, că nu, că n-ai voie. Cum să n-am voie pe un pahar așa? Cine n-are voie? În general, cine a zis că n-ai voie? Mama și cu Daria.
Dați-mi și mie desfăcător. Mă, ce pui? Pun cât un pahar de vin și mă duc pe terasă. Măi, copile, lasă-mă, nu-mi faceți mai, frate. Du-te și cere voie la cameră. Du-te și cere voie la cameră. Prima oară. Nu, du-te și cere voie, nu-ți face. Du-te și cere voie. Lăsați-l, mă, că dacă... Mă, Liviu... Să suferi toți dacă e până. Liviu... Măi, Liviu... Mă, nu taci. Salut, am auzit că este vin aici. Măi, Liviu, poate nu-i voie. Deci eu mâine plec acasă, să știi. Du-te, mă, și cere voie la cameră. Du-te, mă, și cere voie. Chiar nu poți să înțelegi. Liviule. Liviu! Bă, dacă stați cu gura pe mine, mă mâncare-ți, gata! Du-te, mă, e mai bine să-ți duci și ceri. Lasă! Nu mai face drag așa. Nu, că și-a fixat el asta în cap. Nu, eu plec acasă. Am dus să cer la cameră că vreau. Stați liniștită! De ce-ai țipat așa? Unde-s paharele? Liviu. Du-te, frate, și cere la cameră voi să pleci acasă, du-te acasă. Ne săturasem de mame dezaxate pe aici. Mai. Ioi. Haideți că știți că nu face cu răutate ca să face. Nu vă mai... Mă, tot de ce faci? Nu mai faci așa. Ce ai de plânge? Termină. Dacă ți s-a spus că nu ai voie... Cine mi-a, că mi-ai spus tu și Dani? Păi de ce? Du-te la cameră și cere. De ce să faci de capul tău? Ești acasă? Păi ce-am făcut? Mă mănânc niște paste și... Termină. Păi mă, poate nu ai voie. Poate nu ai voie. De ce nu mă întrebi? Și de ce trebuie să plângi? De ce nu te duci? Bine, hai, dar te rog, nu mai duci. Stai puțin. M-a făcut și iar. Du-te și pune toalea în farfurii. Știi în ce situație e Bogdana? Știi în ce situație e Bogdana? Du-te și pune-ne în farfurii. Trebuia să dai cu muci în pasul. Ce treabă? Are treabă. Mă, frate, uci. Nu mai plângeți, vă rog. Nu, Doamne. Bă, casa mireasă, e un spital de nebune aici. Nu am ce să... Trebuia să lăsați în pace, că na, așa face el, nu știți că așa face. Dar nu trebuie să reacționezi așa. E, uite, ieșirile astea-l costă. Păi da, și... Acu, dacă dă mâine asta, e că... E normal. Mă costă și pe mine și pe el. Nu știu de ce face așa. Astea trebuiesc stăpânite. Nu vă mai consumați, că știți că el face așa și că n-are suflet rău, da? Vorbește mult. Pe cine ai întrebat? Talam... Vorbe cu Bogdana, vrei să bei un pahar de vin? Da, ok. Te-ai întrebat dacă mai vrea și altcineva să bea vin în casa asta? Asta e așa, o întrebare ajutătoare. Dacă vrea cineva să bea, să știa să-și pună. Bea până acum. Dar e sticla plină. Nu contează, fată dragă, nu contează. Bine, stai, liniștește, calmează-te. Îmi ești atât de drag și vreau să înțelegi că ai făcut-o să plângă din nou. Păi, dar oricum plânge din nimic. Nu trebuie să poți să nu fac nimic. Că ea plânge. După ce că mai avem o oră de stat... Nu mai discutați asta, că și așa, eu mâine poate plec și deja nu mai închei. Ce să mai au făcut? Ce făcut pe cine omorâi, mă, frate, mă, bă? Dacă dă faza asta, iar e aiure. La noi e totul pe dos. Să le caută. Nu am ce să-i fac. Ce frumos le-ai pus tu. Asta mă interesează. Nu mă interesează țipetele lui mama și a lui dracu și a lui dlacu. Păi da, dar... M-am săturat de tâmpenii de prostii cu mamele în casa asta. Gata. Te iubesc. Și eu te iubesc. Nu, vezi, să frate, nu mai plec cu femeia asta în viața mea. Nu mai zici așa. 10 metri de bloc. Nu mai zici așa. Nu există. Te rog frumos. Păi nu, dar e prea sensibilă. Nu e pregătită pentru viață. Trebuie să înțelegi că... Când o să mai crească, să se mai matureze. Trebuie să înțelegi că e maică ta așa cum e ea, te-a crescut foarte frumos. Nu contează, nu are legătură una cu alta. Dar nu respecti dacă o țip la ea. N-am țipat la ea. La cine-i țipat? La toți. Da. Dintre care, bineînțeles, și ea. Nu e frumos, nu. Una e când ești acasă și zici, asta o mamă, mai taci, și una e când ești aici și te vede o țară întreagă. Da, mă, dar e ce tensiunea asta, parcă de, da, de atâtea zile, parcă au nebunit pe bune, mă. Mai țipăm, mai greșim, asta e, ce zic, în viața de zi cu zi, nu. În viața de zi cu zi, aici tu nu țiri da, care... Bine, și ce să mai fac? Cum trebuie să te comporți? M-am comportat până acum, la fel. Să rămâne bună ziua, da, da, aia e ideea, ce nu înțelegi? Da, dar nu pot. Mă comport într-un anume fel, adică sunt mai cizelat, mai ok, dar nu pot 24 din 24
Să-mi controlez fiecare mișcare, fiecare vorbă scoasă din gură. Să dea Dumnezeu să nu dea mâine materialul ca să mă influențeze un pic, știi? Contează fiecare chestie. Sigur. Ceea ce nu cred. El e și acum supărat că știe că mâine e ce e, tocmai taia. Bă, da, trebuie să te controlezi. Eu știu. S-au mai adăugat câteva bile negre. Eu am zis că, că nu pleacă de aici fără să nu-i trag o palmă. Nu suport. Copilul îți țipe la mamă. Este inadmisibil. Este inadmisibil. Nu aveam cum să nu dăm, pentru că dăm toate lucrurile, ieșite din normal din casă și, evident, și lucruri care țin de normal. Ce ți se întâmplă? Nu știu, am avut o stare proastă, mai ales ieri pe seară, mai ales când am văzut-o pe Bogdana că își făcuse bagajul. Asta era ultima chestie de care mai aveam nevoie, să mă mai contrez și cu mama sau cu oricine altcineva din casă. Am cedat puțin nervos pentru un detaliu. Ideea e că, nu în general, Liviu, trebuie să lucrezi un pic cu tine. Nu există justificare pentru nicio ieșire de asta. E ca și cum un bărbat își bate nevasta și zice, păi am bătut-o, păi dar și ea, nu vezi ce a făcut? Adică găsește o justificare pentru ieșirea lui violent. Pentru ieșirea ta violentă, tu poți să spui că ești îngrijorat cu Bogdana și așa, dar eu sunt convinsă că nu e prima dată când țipi la mama. Toți ne mai certăm pe acasă. Plus comentariile pe care le-ai făcut. Că nu mai suport, comentarii nu, legate de mame. E și chestia care s-a întâmplat în ultima săptămână. Că nu mai plec niciodată cu ea, adică... Uite-te un pic la ea. Întoarce-te așa. Uite. Încearcă să te gândești... Mi-a trecut pe secundă, mi-a trecut imediat după dar aia. Dar nu e despre tine aici. Ție ți-o fi trecut? Dar tu te-ai gândit ce-o fi în sufletul mamei? Ce-o fi fost în sufletul mamei azi noapte? Că știi cum e. Da, ți-a trecut ție. Tu te-ai dus pe terasă, ai băut un pahar de vin și ați mâncat niște paste, dar doamna Lucica a rămas acolo pe canapea cu doamna Mirela, care ți-aruncă niște priviri, știi cum e, dragon. Sunt convins că n-am făcut bine, dar sunt om, am personalitatea mea proprie și nu... Mai cedez. Sunt momente în care mai cedez. Am o veste pentru tine, Liviu. Toți de aici suntem oameni. Uită-te bine la noi. Serios. Asta, așa se cheamă specia noastră. Și mai gândește-te la ceva. Și mai uită-te odată la mama. Și bucură-te de fiecare moment în care o ai lângă tine. Pe mine nu m-am deranjat. E cel mai mare dar, ascultă-mă. Și dacă vrei să înțelegi mai bine chestia asta, vorbește un pic cu Alina. Poate să vorbească și cu mine, că nici eu nu am. Așa cum e, Bogdana e în viață. E în viață, dar nu e cu Marvin. Știi cum e? Asta nu putem să omorâm nici măcar metaforic. Da, tot ca mai... Mai rău. Da. Am mai avut noi o discuție odată. Nu, uite, încerc să vorbesc cât se poate de calm și să înțelegi niște lucruri. Nu e despre tine, nu mai este doar despre tine. Ești copil singur la părinți, ești răsfățat. I-am mai spus eu doamnei Lucica că a greșit, dar în fine, asta e. Poate că nu mai poate să remedieze acum, deși am văzut că a fost fermă și foarte bine că a făcut treaba asta. Dar acum, de acum încolo, tu să lucrezi cu tine. Tu, ca adult, trebuie să lucrezi cu tine. Mult. Să-ți gestionezi furia asta. Că o să mai fie momente dificile în viață. Sunt convins. Mai ales în momentele dificile, sunt genul de om care trebuie lăsat puțin în pace. Să nu stai cu gura pe mine, să nu spui nimica. Te-ai gândit și de ce au reacționat așa? Mama și cine mai era acolo? Care-i treaba? N-aveai voie? Că nu știu. N-aveam voie să pun un par de vin. Ok, și ce te-au sfătuit toți? Tu te-ai și întreabă. Nu era nicio problemă dacă te duceai și întrebai, nu? Dar tu acolo a fost acolo, a trebuit să te... Au stat pe capul meu trei persoane și
Liviu, nu, gata, și m-au zăpăcit de cap. M-a făcut un scurt circuit. Nu este nimeni dator să se poarte cu mănuși cu tine, doar pentru că ești tu coleric. Serios. Asta a fost, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat. Nu ție, mamei. Mamele, că așa ar fi frumos și logic. Și unul la mână, sper că nu sunt aici să spun eu capac la toate chestiile pe care le faci. Eu consider că tu ești un băiat care știi să respecti, știi să iubești, să fii loial. Și așa că te rog eu frumos, rămâi cum te știm cu toții. Mai am și o părțile mele rele, mi le asum. Mama, lăsați-mă cu asumarea asta. Spune, știi care este? Fii atent. O să-ți dai seama de greșeala ta în momentul în care o să spui așa: da, am greșit. De acum încolo o să fiu mult mai atent la cum îmi gestionez nervii. De-abia de atunci pot să lucrez cu tine. Dar dacă spui așa, înseamnă că data viitoare vei face la fel, Liviu. Serios, uite, profită de ocazia asta în care ești acum cu mama. Nu o să mai fie, poate în viața asta, nu o să mai fiți atât de mult timp împreună. Și tu să te vezi, uite, cum ai ecranul ăsta în fiecare zi la televizor și să lucrezi cu tine, da? Și să te schimbi. Sunt lucruri de schimbat. Sunt convins. Eu l-am întrebat dacă ar fi avut, pentru că se va întâmpla și lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu, când va avea copii. Mi-e groază să, la temperamentul lui, eu, temperamentul Liviu, îți spun, tu cred că-i bați. Nu. Adică sper să nu fie așa, adică să fie atât de mare iubirea încât să... Pe mine singurul lucru care m-a deranjat a fost când mama a spus: eu mă duc la cameră și cer să mă duc acasă, mâine plec acasă, doar pentru că îmi puțesem un pahar de vin. Adică o chestie... Nu era asta, nu era gestul, puteai să faci orice. Era că, din punctul doamnei de vedere, tu ai încălcat o, nu știu, ceva, un cod, o regulă a casei, unu. Și doi, că ai rănit-o și țipând la ea de față cu atâția oameni. Și, apropo, Bogdana, nici asta nu e ok să gândești, că dacă era acasă, da, aici ne vede o țară întreagă. Nu e ok. Se mai întâmplă să mai zici, voi, lasă-mă, mamă, în pace, da, sau ceva de genul. Nu sunt de acord să țipe la ea, bineînțeles. I-am spus. Înțelegi? Deci mama a avut o problemă cu faptul că tu ai încălcat o regulă, nu că stătea pe tine, cu gura pe tine. Da, dar și atitudinea ei, adică m-a alimentat să fac chestia asta, care o regret și îmi cer scuze în primul rând în fața ei. Serios. Mă rog.